Casa de Cultură din Roman a participat în perioada 9-10 octombrie la cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Folclor Cântece dintotdeauna cu 3 soliste. Două dintre acestea au obținut premiul întâi și prin urmare dreptul de a trece la faza finală care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Zalău. Marți 9 și miercuri 10 s-a desfășurat la Botoșani un festival Cântece dintotdeauna în care au fost invitați toate casele de cultură din Moldova. Este faza pe zonă, peste câteva zile o să fie la Arad faza pe Transilvania și la Pitești, asta altă, pe Muntenia. Noi suntem foarte bucuroși, că m-ați întrebat, am fost cu 3 fete, dintre care 2 au fost promovate la Zalău, la faza finală, care are loc, cred, în jurul datei de 1 decembrie. Deci pe 30 noiembrie, iarăși acolo câștigătorii vor cânta în spectacolul din 1 decembrie. A fost un concurs greu? Nu a fost greu pentru... Sau cum a fost concurența? Da, au fost niște soliști foarte buni, foarte buni, mai ales Botoșani, nu știu, acolo este un centru unde se face muzică populară la greu, orchestri, costume, soliști, chiar la un moment dat puteai să promovezi tot soliștii de la Botoșani, așa de buni erau, dar nici anoși nu au fost mai prejos, drept pentru care Madalina Luca, naista noastră, clasată pe locul întâi, iar cea mai mică solistă și participantă a fost Diandra Bancu, care a luat și ea locul întâi, promovată, bineînțeles, la Zalău. La acest festival au participat 20 de soliști vocali și 5 soliști instrumentiști din toate casele de cultură ale sindicatelor din zona Moldovei.